Salutare și bine v-am găsit la un nou video. În acest video o să vă arăt din nou iepurașii și ce vreau să vă mai spun. Am vândut femela de aici, mama puișorilor acestea, am dat-o pentru că au deja aproape 2 luni și sunt mari, au peste 800 de grame și am vândut-o. Aici este masculul. Masculul uriaș german și acesta este mare și frumos. Hai de băi. Așa, aici este masculul acesta și acesta este foarte mare. Iar aici este femela cu puișorii. Puișorii sunt cam agitați și răi. Nu știu de ce sunt așa de agitați. Și ieri am umblat un pic la cuib, deci fug prin cotez de numai. Numai un pic de am atins și parcă e război. Ia. Ia uitați ce mari sunt. Deci sunt foarte mari la 2 săptămâni. Și frumos. Aici sunt cele 2 iepuroaice. Și pe acestea le țin pe iarnă, poate. Sigur le țin. Sunt foarte frumoase și acestea. Acest mascul, pe acesta poate iarăși o să-l vând. Cam ceva clienți. Și poate îl vând și fac cele 2 femele. Și din iepurașii și aceștia o să vând. Până ce să fac atâția. Și o să vă arăt și iepuraș și porci. Și revin. Ia uitați, aici sunt porci. Deja sunt mari. Sunt chiar foarte mari. S-au mai făcut, au mai crescut. S-au făcut foarte mari. Au peste 170 de kilograme. Pe aceștia nu-i mai vând. Știți că am avut 3, dar pe unul l-am tăiat deja. De vreo 2 zile, 3 l-am tăiat. Și cu aceștia 2 am mai rămas. Încă unul o să dispară. Vă spun de pe acum, să știți. Și cam aceștia sunt. O să revin la iepuraș. Am revenit. Deci v-am arătat și cei 2 porci cu care am mai rămas. Și doar aceia mai sunt. Cam atât a fost pentru astăzi. Astăzi am făcut un videoclip un pic mai scurt, dar e bun și acesta. Am prezentat toți iepurii pe care îi mai am. V-am spus că ce-am vândut femeia neagră și am tăiat un porc. Deci cam atâta a fost pentru astăzi. Ce vreau să vă spun? Haideți să facem cât mai repede 150 de abonați și vă rog din suflet, ajutați-mă să fac cât mai repede 150 de abonați, să fie mai mulți. Și cam atât a fost pentru astăzi. Nu uitați să dați un mare, mare like și să vă abonați la canalul meu de YouTube, Alin și Iepurii. Vă salut!